Cum joburile logice îți sabotează interacțiunile, dar încrederea în tine. Salutare bărbați, regi și monarhi, salvatori și luptători, antreprenori sau programatori. Bujor, aici mă ocup cu coaching pe business, carieră și seducție din 2012 până în prezent. Iar astăzi avem un studiu de caz foarte interesant cu un tip din Moldova care ne-a întrebat următorul lucru. Bunjour, toată ziua programei și sunt băgat în cap, trebuie să scriu cod și să gândesc mecanic. Eu sunt și perfecționist și mă consumă mental foarte mult. Când ajung în club, sunt băgat complet în cap, ce fac? Deci, problema majoră cu care se confruntă acest programator este următoarea. Îi place să câștige o tonă de bani din partea de programare ca și job și să nu plătească prea multe taxe la stat, dar când ajunge în club, downside-ul este că nu poate face switch-ul între party mode și work mode. Bun, tu te confrunți cu chestia asta? Sau te-ai confruntat până acum cu chestia asta? Dacă răspunsul este da, în minutele ce urmează o să acoperim acest subiect în detaliu. Este asta cu adevărat problema? Ce trebuie să știi? Acestea sunt persoane care get shit done. Nu își bat capul cu prostii, rezolvă treburi. Nu amână, sunt determinați. Le place să lucreze, să producă bani. Și le place să se bucure de libertate, Mă rog, cel puțin din punct de vedere logistic. Cam așa își descrie persoanele care colaborează cu mine. Nu le place să rămână la același nivel, să fie plafonat și întotdeauna caută să evolueze. Da, noi suntem cei care gândim foarte, foarte logic și pare că avem empatia redusă la zero. E ok, noi construim rețele, poduri, site-uri. Afaceri foarte mari, ne asumăm riscuri foarte, foarte mari, prin urmare, nu prea suntem dispuși să devenim emoționali în acele situații în care trebuie să luăm niște decizii importante. Trebuie să fim sharp, țiplă, cu o minte curată și o gândire foarte clară. Ce se întâmplă în club? încercăm să ne deconectăm de la job și de la gândirea logică pentru a ne crea niște relații sociale care să ne ajute pe viitor în obiectivele noastre. Haideți să să-ți explic în minutele ce urmează ce vede ea la tine în club ca tu să te poți autocorecta pe măsură ce te afli în acel mediu. La finalul lucrurilor pe care urmează să ți le spun, nu trebuie să faci absolut nimic decât să fii acum atent și să fii aware sau conștient în această situație de acest lucru, de cum te percepe ea în acel moment. Haideți să descriem o situație concretă. Exact cum am explicat și tipului din Moldova, așa vă explic și vouă patru metode concrete pe care puteți să le implementați începând de astăzi și perspectiva tipei pe care vă prezint chiar acum. Apropo, pentru partea de coaching, intrați pe grupul Bujor Game Group și vedeți acolo toate noutățile, pentru că s-au făcut niște modificări, nu se mai pot rezerva decât două ședințe sau mai multe și locurile sunt foarte limitate pentru luna aprilie și luna mai. Toate noutățile le găsiți pe Bujor Game Group pe Facebook. Bun, revenind la petrecere, ești în club? și tipa te observă. Ce o să vadă ea este că stai singur și te uiți în jur, eventual cu băutura la piept, cum faceți majoritatea din voi. Când te uiți în jur și cauți pe cineva, ce îi denotă ei este că nu la tine este petrecerea. Tu nu te simți bine în acel mediu. Și ați fi surprinși, dar ele chiar se uită în mediu să vadă, băi, cine a venit pe aici, care sunt prietenii, care au mai apărut, mm, uite, tipul ăla este drăguț și analizează tot mediul, chiar dacă vorbește cu prietena ei, își aruncă un ochi peste mulțime și te va vedea și pe tine. Dacă nu la tine este petrecerea și este în altă parte, iar tu cauți... Automat când te vei duce să o abordezi va fi mega, mega fail pentru că te duci să iei energie din grupul acela o pui pe piedestal, ea are mai multă valoare pentru că tu ai venit acum la ea să te simți bine. De ce? Pentru că nu ți era bine când erai singur. Deci orice replică genială ai tu nu va funcționa pentru că baza abordării este complet greșită. Percepția ei față de tine este complet greșită. Acum chestia asta nu este 100% accurate pentru fiecare abordare. Trebuie să gândești lucrurile astea într-un range cu unele tipe merge și așa, cu altele nu, dar în marea majoritate, dacă vorbim aici de tipele care arată extraordinar de bine, ele sunt cu ochii în 16, pentru că majoritatea tipilor vin către ele să vorbească cu ele, să le dea atenție, să le cumpere ceva de băut, prin urmare sunt foarte prudente și persoanele prudente sunt cu ochii în 16. Dacă pe tine te interesează acele tipe și sper că da, uite te în continuare la următoarele patru metode de a îmbunătăți această percepție. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în mod șocant este să te simți bine cu wingmanul tău, prietenul tău, adică, sau cu grupul cu care ai venit. Asta este Primul lucru și cel mai important, acum probabil o să zici pe bujor, n-am venit cu nimeni în club, am venit complet singur, perfect. Îți faci un prieten în club și apoi mergi la abordat pentru că, surpriză, tipele nu vin niciodată singure în club de obicei vin cu o prietenă sau grupul lor de prieteni. În teoria game-ului, dacă a venit doar cu o prietenă, se numește un 2-set, dacă a venit cu două prietene, 3-set, iar dacă a venit cu un grup, se numește grup theory pentru partea de game. Puteți să vă interesați de lucrurile astea sau să luați cursul Basic Game pe care îl găsiți la mine pe site și sta acoperite acolo majoritatea lucrurilor de genul ăsta și cursul Replici de agățat și rutine pe care o să vă învețe cum să combateți efectiv absolut orice chestie intervine într-o interacțiune. Dar da, știu că nu ai resursele necesare să faci acest lucru pentru că educația ta nu este chiar atât de importantă și hei, hai că poate trece, merge cu clipul ăsta pe YouTube și reușesc. În cazul acesta dacă nu vrei să te bazezi doar pe tine, va trebui să-ți faci un prieten. În club, nu știu cum faci lucrurile astea, dar dacă teoretic poți să te bage seama cu o tipă pe care nu o cunoști în club și să te simți bine cu ea, cu un tip ar trebui să fie de o de ori mai ușor. Asta dacă combați negativul că nu ești gay, pentru că asta va fi prima percepție a tipului și cred că am acoperit în clipurile antecedente cum faci lucrul ăsta concret. Nu mai știu exact, luați-le pe ultimele 20 și uitați-vă la ele. De fapt, dacă mă gândesc bine, era unul din clipurile cu festivaluri. În fine, oricum, ai nevoie de un wingman, de un prieten care să te ajute într-o interacțiune. Să spunem, cea mai simplă interacțiune este un triset, adică două, trei tipe. Dacă ai un two set, adică două prieteni, este un pic mai dificil și acolo este obligatoriu să ai un wingman pentru că tu te duci și abordezi tipa asta de care îți place foarte, foarte mult și acum prietena ei e lăsată pe din afară. Trece peste faptul că 99% din voi o ignoră complet pe prietena ei și ulterior se miră, da Bujoar, am stat două minute în interacțiune cu ea și după aia prietena ei care era foarte, foarte rea a luat-o și a dus-o la baie sau s-au dus la bar și m-au ignorat complet. Nu o să-ți să crezi, dar și prietena ei a venit cu ea ca să se simtă bine. Acum, vei și tu o persoană complet necunoscută care, practic, vrei să iei distracția cele mai bune prietene ale ei cu ea. <gântări> mă întreboare cine n -aibă o să aibă prioritate, prietena ei sau tu? Hmm. De cine o să asculte? Dacă tu îi spui, hai, nu mai stați în conversație, sau o să asculte pe prietena ei care spune, hai la bai sau hai la bar? Hmm. Dificilă, dificilă problemă. Bun, deci acesta este primul lucru pe care trebuie să-l faci, să te simți bine cu wingman-ul tău sau cu grupul de prieteni cu care ești în club. Nu ai wingman, ai ieșit singur în grup, ai ieșit, ai ieșit, singur în club, te duci și -ți faci un prieten. Nu știu, te bagi în seama, bă, ați văzut ultimul meci de fotbal, ai văzut, bla, 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 ascult și tu ce vorbesc tipii respectiv și te bagi în seama, a, bla, 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 faci un comentariu și te ai intrat în interacțiune cu ei. Foarte, foarte simplu. Al doilea lucru esențial pe care trebuie să-l faci este să îi arăți că nu ai o agendă. Nu ai lucruri concrete de făcut în acel mediu. Ai venit doar să te relaxezi, să povestești de ce ți s-a întâmplat săptămâna asta super, super tare, să conversezi cu prietenii tăi și să cunoști persoane noi, pentru că îți place să socializezi. Nu îi arăta că ai o agendă, că gândești, că te gândești, te întreabă ceva, iar și te gândești. Toate lucrurile astea arată ca și cum ai un plan, și asta nu o excită pe ea, nu o fascinează la tine. Ei plac lucrurile spontane, lucrurile care se întâmplă total random, care pur și e dragostea la prima vedere. Mamă, nu știu cum l-am întâlnit pe tipul ăsta, mi-a scăpat un caiet pe culoarul facultății și el mi l-a ridicat și când am uitat unul la altul, pur și simplu, aia a fost conexiunea aia perfectă. Mă rog, ea nu știe că tu erai în spatele ei și o urmăreai și prietenul tău bun a dat din greșeală peste ea, i-a căzut caietul și tu l-ai ridicat și totul a fost un plan concret din punctul tău de vedere ca să o întâlnești. Și pentru ea a arătat spontan, contează percepția ei față de acea situație, da? Dacă nu poți să fii spontan și ți este foarte, foarte dificil, ori poți să fii la un coach cu mine și poți să te ajut concret, ori dacă nu, poți să te duci la alți coachi de improvizații, de stand-up comedy și la fel te vor învăța practic același lucruri. Acum unii din voi o să-mi spună pe păi, da, bujur, dar nu sunt eu așa. Nu ești tu așa în acel moment pentru că gândești logic încă de la muncă și încerci să scapi de lucruri respectiv. Prin urmare, vei încerca să gândești ilogic, să faci lucruri complet random care să te scoată din această stare logică. Dar nu, că mie îmi place să răspund logic și concret la ceea ce ea mă întreabă ca să-i arăt că sunt un bărbat adevărat, nu funcționează. Partea e cu să fiu sincer și nu știu ce arată ca și cum ai un plan. În plus, dacă îi spui absolut totul despre tine, ea nu va mai găsi absolut nimic fascinant la tine. De ce? Pentru că nu lași lucruri neterminate în mintea ei ca ea să aibă dorința să te descopere. De aia merge mai departe și rămâne în conversație cu tine. Dacă tu îi spui tot pentru că ești foarte, foarte, foarte sincer, practic toată atracția este distrusă. Sunt sigur că aflați lucrurile astea și de pe alte canale de YouTube. Acum, clientul din Moldova mi-a mai scris câteva lucruri la ședința de coaching pe parcurs, 3-4 întrebări foarte bune cu care sunt 100% sigur că vă confruntați și voi. Ce naiba să fac? O, o fi suficient de bine doar să mă prezint? Ce o crede ea despre mine? Ce să-i spun? Acum, întrebarea mea este cum am a naibii să nu știi ce să-i spui? ai o diplomă de master în inginerie sau uh, ai un doctorat în inginerie și tu nu știi ce să spui, trebuie să faci lucrurile amuzante în felul tău și probabil o să acoperim lucrurile astea în viitor într-un alt clip pe YouTube, dar trebuie să găsești nișa ta de a fi amuzant. A, ah, vedeți că am pe site un curs cum să fii amuzant. Sunt tehnici foarte concrete, exact cum să le implementezi, foarte, foarte simple. Poți să fie amuzant în stilul tău de inginer, spre exemplu, hmm, dă dăm voie să calculez rata schimbării curbei fundului tău. <laughs> Clar o să fii like, what the fuck? Dar inginerii sigur râd la chestia asta pentru că ei știu partea asta de matematică. Sau vreau să calculez viscozitatea fundului tău să văd cât de scui și este. <laughs> la fel, e super funny pentru inginerii. Dar asta este nișa ta de inginer și dacă tu, you own this shit, adică deții cine ești cu adevărat și ai încredere în tine. Faptul că ești inginer și vei întâlni o altă tipă care probabil lucrează și ea în partea asta de inginer și te va înțelege, va rezona 1000% cu tine și practic va fi a ta pentru că niciun alt tip nu va veni cu aceeași replică originală ca și tine practic tu o faci pe loc, dar o faci din cine ești tu cu adevărat și asta vă învăț și în cursul de cum să fiți amuzanți. Bun, deci al doilea lucru ca o scurtă recapitulare este să arăți că nu ai o agenda, să fii spontan și amuzant în felul tău. Haideți să trecem la al treilea lucru. Zâmbește! Lucruri de bază, însă ați fi surprinși cât la sută din timp sunteți în club și zâmbiți. Deci eu știu că majoritatea, ce majoritatea, like, toți tipii care vin la infield, următoarea zi îmi zic, băi bujor, am febră musculară la fălci. <gânt> și nu din cauza la ce vă gândiți voi, ci din cauza faptului că îi pun să zâmbească non-stop. Și ei nu-și dau seama, dar chiar nu zâmbesc. Și în momentul în care o tipă te vede că treci prin club, te duci către bar și îi place de tine. Și te vede foarte serios și grampi, cauți oameni sau alte lucruri de genul ăsta, Clar nu o să-i placă de tine și nu va fi deschisă către tine când vei veni să o abordezi. Deci este esențial să zâmbești non-stop. Cum ai pășit în club, zâmbet non-stop. Dar, rog, ar trebui toată viața să zâmbești pentru că îți oferă o stare plăcută, de bine, reduce și stresul și nu mai ai problemele atât de personal, lucrurile se desfășoară mult, mult mai fluid și te va ajuta să te relaxezi mult mai mult în club. De asemenea, poți să cauți în jur persoane de care să faci mișto, să faci caterincă povestește cu wingmanul tău sau cu grupul tău de prieteni ce ți s-a întâmplat amuzant în săptămâna respectivă. Nu discuta despre job și despre probleme, pentru că nimănui nu-i pasă de problemele tale. Oricât de dur ar suna chestia asta, asta este adevărul. Chiar era și un coat, nu mai știu exact cum era, dar era ceva de genul nimănui nu-i pasă de problemele tale mai mult decât ție. Prin urmare, păstrează-le pentru tine. Nu mai am sincer idee cine a spus chestia asta, însă mi se pare foarte dar, acum, există persoane care vor sta în conversație cu voi că îmi povestiți lucrurile respective, însă, sincer, sunt complet dezinteresați și tot la ceea ce se gândesc în acel moment este cum să iasă din conversația cu tine. Băi, să mă duc repede până la bar, să iau ceva, mă duc până la garderobă, nu știu, dar m-am săturat să-l ascult pe tipul ăsta cum se tot plânge de problemele lui și mă scoate din flow și pur și simplu nu mi oferă energia necesară ca să continui restul serii fără să beau alcool. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l faci. Înainte să ieși în club, cât timp te pregătești și te aranjezi, te faci foarte, foarte, foarte frumos, dă drumul la un stand-up comedy. Intri pe YouTube, dai la search cele mai bune stand-up-uri și dai click pe primele două clipuri, ar trebui să fie suficient 30-40 de minute până ești gata de plecare, îți faci un duș, lasă-l pe fundal să ruleze câteva glume. Ce ți-a plăcut cel mai mult? 2-3 glume, notează-le pe telefon și spune-le amicului tău în momentul în care ai ajuns în club. Asta te va ajuta să te distingi, să râzi, când prietenul tău râde, cel mai probabil te vei molipsi de la râsul lui, vei râde și tu și te vei relaxa mult mai ușor. Asta îți va permite ție să îți ieși din cap, din modul acela de lucru sau logic de la jobul pe care îl ai, mult mai ușor și mai rapid. Ca și în acest clip, eu o să fac procesul signifiant mai ușor. Coachingul e de ultimate shortcut. Majoritatea bărbaților nu ajung buni de unii singuri la chestia asta. Unii da, unii vor reuși dar majoritatea nu. Eu am reușit de unul singur și știu prin ce a trebuit să trec ca să ajung în punctul în care sunt, pentru că am fost încăpățânat. Am zis, nu, am fost arogan, nu, la inteligența mea, pf, cum n-ai să nu pot eu să fac chestia asta? Da, mi-a luat vreo 6 ani ca să-i dau de cap, în loc să-mi ia probabil 3-4 luni, angajând un coach care face deja chestia asta și să emulez tot ce face el, după care să integrez în personalitatea mea exact lucrurile care îmi plac cel mai mult și să le adaptez ca să fie practic mult mai rapid procesul și mult mai ușor. Dar nu, Bujor a fost foarte încăpățânat, a învățat el tot, s-a uitat la toate clipurile de la RSD și de la toți ceilalți coach, la toate produsele și a învățat efectiv tot ca în final să ajungă undeva unde putea să fie Probabil acum 4 ani. Oricum, experiența altei persoane lângă tine va face lucrurile mult mai puțin dificile, pentru că te va încuraja, te va susține, îți va oferi o altă stare mentală în momentul în care ajungi la un prag sau la o limită sau ai o anxietate sau ai o frică. Da, el are capacitatea să te susțină, pentru că și el a trecut prin aceleași lucruri ca și tine și știe cât de dificil este. Doar să ai o persoană care să-i spui lucrurile astea pe care le simți, exact ca și la un psiholog, faptul că poți să te descarci de acea tensiune, practic, te avansează în salturi către obiectivele tale. Dar pentru lucrurile ăsta trebuie să te dedici. Da? Nu poți să citești 50 de cărți și gata să fii super bun la o chestie. Nu funcționează lucrurile așa. Dacă ar fi funcționat așa. Uh, cel mai probabil toți bibliotecarii ar fi fost milionari. Și nu sunt. Nu contrazicându-te cu persoanele care încearcă să te ajute, să-ți atingi obiectivele, nu amânând lucrurile de care te vei lovi toată, toată viața, ori le rezolvi, ori rămâi fraier. Și dacă ai ajuns în acest clip până aici, clar nu ești din a doua categorie. Mai am două bonusuri pentru tine, încă două tehnici de care nu ți-am spus în titlul acestui clip, doar pentru că ai ajuns până aici în clip. Dar dacă te interesează să faci pas masiv în evoluția ta pe partea de game și socializare, ai un link mai jos la care te poți înscrie și ai 30 de minute de coaching gratuite cu mine dacă nu ne-am întâlnit până acum și dai like-uri la toate postările mele, profită de această oportunitate cât încă mai este. Dacă vezi clipul ăsta peste un an sau doi ani, e posibil să nu mai fie această oportunitate, deci nu te supăra în cazul în care nu mai e. Dar eu abia aștept să fac un plan special pentru tine, pentru problemele tale, pentru obiectivele tale și pentru progresul tău. Haideți să vedem primul bonus al cincilea lucru pe care poți să îl faci și nu știu câtă lume știe chestia asta, dar femeile sunt specialiste în partea de body language, adică citesc foarte ușor limbajul corporal. Da, să ai o postură foarte bună te ajută în club, știm cu toții lucrurile ăsta, dar un aspect mult mai subtil sunt mușchii feței. Exact cum ea se machează și își dă cu blush, să spună pună pomeți în evidență și își dă cu iluminator deasupra ochilor ca să facă ochii mai mari. Da, de unde știi bujor lucrurile astea? Am făcut cursuri de make-up, da, pentru că vreau să fiu alături de tipe care arată foarte, foarte bine alături de fotomodele. Prin urmare, am fost make-up artist, dacă vă vine să credeți sau nu. Însă lucrul acesta m-a făcut să fiu mult mai confortabil cu acea categorie de tipe. De care ție poate să-ți placă sau nu, să le consider că sunt prea slabe sau prea, nu știu cum, arogante, etc. Fiecare are gusturile lui. În fine, majoritatea tipelor categorisesc bărbații în două categorii. Fraieri și ăla e bun. Ok? Dacă vrei să fii din categoria ăla e bun, trebuie să faci un lucru la care chiar nu te aștepți. Înainte să ieși în club, după ce te-ai bărbierit și ți-ai aranjat barba dacă ai barba dacă nu te-ai complet, te dai cu crema pe față și când te dai cu crema pe față, cu buricele degetelor, îți masezi fața. Evident, până ți intră crema în piele, dar ți-o masezi în exterior, adică ori în sus, tragi, da? Lucrul ăsta îți va relaxa, Prea mult coaching rupe vocea. De asta am și limitat la 3 pe zi maxim. În momentul în care se relaxezi mușchii, feții și meditația de asemenea ajută la lucrul ăsta, percepția tipei este că ești un tip plăcut. Da, Dacă te vede în club și ești încruntat permanent sau gânditor, m -m -m, nu are sentimentul ăla de siguranță că ești o persoană ok cu care ar putea intra în conversație ea de una singură dacă îi place de tine dacă ai o față relaxată și zâmbitoare și mușchii sunt relaxați, că poți să zâmbești și să fii încruntat, <laughs> gen. E, gen, e, forțat, înțelegeți? Dar dacă ai... Tați un pic să-mi relaxezi mușchii feței. Așa. Deci, dacă ai fața așa și zâmbești așa, automat este un alt efect. Mă rog, voi poate nu îl percepeți, dar Puneți o prietenă de-a voastră să se uite, să vadă diferența, să vedeți că e o mare, mare diferență pentru el. Deci acesta este un alt truc pe care puteți să-l implementați. De asemenea, meditația, asta este al șaselea lucru pe care puteți să îl îmbunătățiți, vă ajută la relaxarea mușchilor feței. O să vedeți că există un punct în meditație când inspirați, expirați și la un moment dat o să vi se ducă pielea asta de aici, de pe cap, în spate un pic, adică gen hâț, John-ule, Aia înseamnă că ți se relaxează mușchii ăștia de aici și de la urechi, ți se relaxează. Cam asta este și ți se schimbă fizionomia feței, arată mult mai luminoasă și mult mai relaxată. Exact cum probabil vedeți pe la călugării budiști, cum au fața așa luminoasă, e pentru că au mușchii respectiv relaxați. Deci, ca și provocare, urmăriți în meditație în momentul în care vi se relaxează mușchii feței, o să vedeți că se mișcă oarecum în spate și se întind. Da? Observați punctul ăla, aia vreți să o obțineți înainte să ieșiți în club și să rămâneți în starea aia. Evident că poți menține starea respectivă dacă ești în partea de sine sau de self, la alături de care încerc să scriu o carte, adică e destul de dificil de scris am scris la ea vreo 50-60 de pagini, abia aștept să o împărtășesc și cu voi, să vedeți despre ce este vorba și sper să vă ajute și pe voi să găsiți o cale mult mai rapidă spre a ajunge la sine, la self, pentru a fi fericiți non-stop și a vă simți bine. Tu trebuie să decizi acum dacă asta este viața pe care vrei să o trăiești, dacă vrei să fii constant prins în problemele de la muncă, să nu te odihnești bine și să să fii întotdeauna așa ca pe vârfurile picioarelor sau există ceva mai bun? Crezi că ai mai mult potențial? Bun, atunci știi ce ai de făcut. Până data viitoare, dragilor, toate bune!